cehul Silvaniei prioritare pentru această perioadă sunt investițiile în infrastructură, finalizarea unor lucrări, asfaltarea de străzi, precum și lucrările la sistemul de apă și canalizare. Acestea sunt principalele proiecte ale primăriei cehul Silvaniei pentru vara acestui an. Potrivit primarului orașului cehul Silvaniei, Andrei Varga, instituția are în vedere în următoarea perioadă investiții de la drumurile din oraș, precum și asfaltarea trotuarelor. Mai avem asfaltarea unui trotuar pe strada Libertății din cehul Silvaniei și de acum se mai lucrează în Ulciug la investiție de infrastructură de drum. Se continuă din anul precedent. Cum am început să facem marcările, să marcăm. Săptămâna viitoare începem să plombăm pe unele artere unde sunt gropi. Am dorit să ne apucăm la plombat, numai să ne permită timpul. De asemenea, se lucrează și la partea de apă și canalizare. În acest sens au fost incluse în domeniul public al orașului cehul Silvaniei elemente de infrastructură de utilități, apă și canalizare epurare, realizate în cadrul programului operațional sectorial mediu.